ospitalitate, tradiții mistreți. Nu vreau trolebuză ruginite în fața ochilor mei și clădiri urâte și oameni supărați. Haină bună, machiaj, jeni, sprâncene și e că în ochii ei strigă tristețea, mă, că cineva să mă iei, înțelegi? Știu cum să cresc copii și adolescenți, numai cei care n-au copii. Școala trebuie să învețe copilul să greșească. Am frică mai degrabă să ajung la pensii și să regret că n-am îndrăznit ceva. N-ar fi rău de boșit, mai des. Ca să ajută. Salut, sunt Dina Zaiaț și am ajuns în sfârșit la unul noapte. Eu am de un an de zile o viață tare plictisitoare, în sensul în care lucrez, da, sunt proiecte, dar să zic ceva wow se întâmplă, că trec prin niște schimbări, wow. Ieși din cum încă am o adolescentă foarte curioasă acum, care trântește uși, crește și vrea tundă scurt, vrea haine nu știu de care și acum eu m-am concentrat foarte mult pe ea și pe copii în general. Laura are aproape 12 ani, face la vară 12, dar se poartă ca o adolescentă de 14-15. O crescut extraordinar, inclusiv moral, inclusiv e foarte matură, alte discuții și totul asta se întâmplă e ca așa foarte, foarte rapid. Și tu, ca părinte, o leacă nu ești pregătit, o leacă încă nu înțelegi cum schimbi discursul, parenting-ul, metodele de educație. Și un pic tare repede trebuie să ții pasul cu ei. Dar acum toată generația asta se coace, ca să zic așa, mult mai devreme. Dacă noi undeva pe la 15-16 ani intram în adolescență, ei intră, fetele, undeva de pe la 10 ani. Băieții undeva de pe la 12. Bine, asta e preadolescență. Presupun că, pur și simplu, e un amalgam de lucruri care se întâmplă. Mult internet, hormoni, școală care e plictisitoare. Pe timpul nostru era plictisitoare, dar ei, în general, se năduși acolo. Nimic interesant și trebuie să rabde cumva tot mediul ăsta. Și toate luate împreună, cu puține plimbări afară, cu toți copiii de balcon, majoritatea acum, mă lăsește la oraș, stau acasă mult în telefon și toate s-au luat împreună, o generație care își permit să spună niște lucruri, să mai dezvolți, să mai deschiși. Teoretic așa e bine pentru ei, pentru că o să crească personalități, dar pentru părinți asta e extrem de dificil. În primul rând, și mentalitatea de la noi așa e că voi și copil de străbălat și o să spună cu mătră. Cred că nu l-ați educat foarte bine și nu se consideră că e un proces normal de maturizare a unui om. De asta nu se discută. Unii părinți cred că ei sunt cazuri izolate. Mie îmi scriu foarte multe mame că noi tot așa, noi tot avem probleme și lucrurile astea sunt cumva așa în privat, dar la nivel de public așa nu se discută. Și am o prietenă care îmi spune că din la tine este cazul izolat. Zic, stai, mai stai vreo 2 ani, mai stai să-ți crească fata și o să discutăm. Pentru că e adevărat, nu toți copiii sunt la fel, sunt copii destul de liniștiți, contează probabil și temperamentul, dar generația asta e cu totul altfel. Eu am auzit despre stres când eram deja prin anul 2 sau 3 de facultate. Ei jonglează cu noțiunile astea și înțeleg foarte bine că am anxietate sau am atacuri de panică, pentru că eu au foarte multă informație și înțeleg ce se întâmplă cu ei, că eu sunt în semidepresie, că eu sunt în depresie, că am insomnie. Noi terminiști am învățat când deja eram mari, noi probabil avem niște stări, dar nu înțelegeam. Ei înțeleg foarte bine ce se întâmplă cu ei. Eu am înțeles un lucru foarte important, că nimeni nu știe cum să cresc copiii și adolescenții mai ales. Știu cum să cresc copiii și adolescenții, numai cei care n-au copii. Aștia care au copii, toți sunt panică, toți încearcă diferite metode. Pe noi nimeni nu ne-a învățat cum să fim părinți, nimeni nu face facultatea de adolescenți. Problema este în parenting, în a pune niște limite foarte exacte. Noi suntem foarte ocupați, noi cedăm foarte ușor telefonul copilului pentru că tu n-ai timp să te ocupi de el. Eu am lăsat job-ul meu full-time pe câteva ore. Am învățat copilul să citească, am pus limită foarte dură la telefon. Noi nu stăm mai mult de o oră, două la telefon pe zi. Și pentru că am avut probleme cu insomnie și somnologul ne-a interzis categoric după ora 6 să stăm pe orice fel de gadgeturi și televizor inclusiv, toată familia după ora 6 se joacă. Jocuri de societate, de la Monopoly și Alias până la tot ce este acum pe piață. Și a funcționat. E o muncă foarte grea și eu înainte de asta ziceam, dar eu petrec timp cu copilul. Da, tu petreci timp cu copilul, tu stai cu el. Tu stai cu gândul în altă parte sau tu stai cu telefonul în mână sau tu stai... Când stai cu copilul, tu chiar trebuie să stai cu el, tu chiar trebuie să-l asculți. Și încă un lucru pe care l-am înțeles despre mine că eu ascult, dar n-ascult.
un lucru foarte important, staci. Staci naibii din gură și pur și simplu să-ți asculți copilul. Fără să ții morală, fără să-i spui, da, eu cred așa, copilul te întreabă și tu crezi, el o vine să-ți povestească ceva. El pur și simplu vrea să fie ascultat, chiar dacă uneori te enervează că repetă un așa ceași de 3, 4, 5 ori, copilul are nevoie să-ți povestească. Și câte un pic, uite, din chestiile astea, cumva au ajutat și copilul este mult mai stabil psihologic, pentru că e important ca dânsa și ca Ilie, ambii copii, nu-i nimic pe lumea asta, niciun job, niciun telefon, niciun social media, niciun Instagram, nimic. Lași totul, absolut, și te ocupi de copii. Profesori buni, buni, foarte puțin. Îmi pare rău să spun asta, îmi pare rău că trebuie să critic sistemul, dar sistemul nostru de învățământ acum este putred. El este pur și simplu atât de învechit, că eu am impresia că îmi trimit copilul la abator. Deci copilul trebuie să rabde un sistem care nu-i face bine. El este învechit nu doar ca stare și atmosferă, el este învechit și ca programul școlar. Acum 10 ani era clar ce trebuie copilului, sau 20 sau 30 de ani în urmă era clar ce trebuie copilului pentru viitor. Să știe matematică, să știe limba română, limba engleză, o limba străină, să se prinde bine în viață. Acum lucrurile s-au schimbat total, lucrurile se schimbă cu așa o viteză. Copilul trebuie să fie pregătit nu pentru matematică și nu să aibă note la matematică și să primească 10 pe linie. Copilul trebuie să înveți să fie creativ, să fie foarte flexibil, să fie curios, să știe multe, multe, să-i fie interesant, să descopere multe lucruri, pentru că de-a lungul vieții deja este clar cum n-a să aibă profesie și toată viața o să lucreze la uzină de la 8 până la 5. El s-ar putea în 2-3 ani să-ți facă altceva, în 5 ani e altă profesie, el azi ar putea să lucreze în IT, peste 5-6 ani să picteze, dar peste 5 ani să schimbi. Lucrurile astea deja se întâmplă acum. Și noi creștem niște copii neadaptați la sistem, pentru că sistemul de învățământ nu e adaptat la lumea care se întâmplă acum și care se schimbă cu viteză. Deci eu citesc niște texte din manualele copilului și mor de râs. Și râs și plângi, pentru ce pregătim noi copiii? Da, eu să aibă 10 la BAC și o să pleci peste hotare și o să fie total inadaptabil. Slavă Domnului, este internet și mi-a învață engleza. Durerea mea cea mare că noi nici măcar nu avem alternative. Nu este legal să-ți înveți copilul acasă sau să-ți angajezi un profesor să învețe homeschooling, cum este psihotare. Nu e posibil așa ceva. Sau îl dai la privat unde e exact același sistem de învățământ care e aprobat de minister, dar tu plătești 6.000 de euro sau 10.000 de euro pe an și nu foarte mult să-și permit asta. Dar care e sensul? Tu plătești școala asta privată, dar până la urmă tot în sistemul ăsta, tot după aceleași cărți înveți, aproximativ plus minus. Sau educația financiară. De ce copiii noștri nu învață educația financiară? Cum se descurce cu banii de pe acum? Este un lucru atât de important. Nu, noi o să facem educația civică în care copiii cu desila învață ce înseamnă patriotism, pentru că nici măcar lucrul ăsta atât de important, patriotismul, e predat aiurea la școală. Pe unde el este, el e făcut așa un fel de ca în Uniunea Sovietică. Încă o chestie tare importantă în sistemul de învățământ. Școala trebuie să învețe copilul să greșească. Pentru că asta te face să îndrăznești mai mult, să încerci încă o dată. Ce face școala noastră? După sistemul vechi sovietic, ai greșit, n-ai învățat, doi, peste nas. Ție se dă peste nas. Tu nu mai îndrăznești să greșești. Tu turui și înveți acolo pe de rost. Dacă n-ai făcut ca toată clasa, ești cumva outsider. Noi nu creștem individualități. Noi creștem o turmă de oițe. Da, nu cumva să fii deosebit, nu cumva să ai părul altfel, nu cumva să te îmbraci altfel. Toată lumea stacă, ascultă profesorul. Eu înțeleg că profesorul trebuie stimat. Dar el trebuie stimat pentru ce este el ca personalitate, nu pentru că el este profesor. Nu, la noi nu e problema. Vine cu un 6 și se bocește și plânsit. Eu întreb, ce ai învățat azi? Ce te-a învățat azi? Viața, școala? Tu ce ai învățat? Cum te simți? Copilul nu m-a îndrat în casă, părinții. Da, și nota ai luat azi. Dar cum tu te simți? Poate copilul sunt prost azi, poate nu e chiar bine. Da, lecțiile trebuie făcute. Da, trebuie să te duci la școală, adică limitele există. Dar și părinții trebuie să înțeleagă că trebuie leacă altă abordare cu dânșii. Deja că nu suntem noi. Noi am fost foarte diferiți. Ia ca, dar eu, dar noi cum am crescut? Dar noi, dar voi sunteți cu totul diferiți, nu vă comparați, sunt altfel de copii. Eu am 22 de ani de când sunt în presă. Am ajuns la jurnalism absolut întâmplător, nu-mi plăcea matematică. Unica ce mi-a dat mie facultatea de jurnalism asta sunt oamenii
și mediul în care am crescut. Pentru că am avut norocul de niște colegi extraordinari de fain și noi pur și simplu am crescut împreună. Cu Diana Guja, cu Viorel Mardare, Cătălina Molodă, noi eram un grup de ăsta, mai era Sărițel și noi weekendurile petreceam împreună, ne uitam la filme rusești bune, la Zviagințev, la tot ce era modern, muzică, nu știu de care. Și uite, noi am crescut și ne-am educat unii pe alții, nu facultatea. Și restul se învață când muncești. Și am făcut de toate și am fost și reporter și alergam pe la primărie și la guvern și știri și agenții de presă și revistă de modă și ziar economic, am scris pe teme economice. După care am ajuns la televiziune pentru că se deschisese prima fabrică de staruri, primul reality show de la noi din Moldova și eram așa de curioasă cum asta se face. Când mi-a sunat o prietenă care lucra acolo și am zis, ia-mă gratuit, ia-mă voluntar, ia-mă cumva, numai eu vreau să lucrez. Și m-au luat acolo la lucru, cu un salariu minim de vreo 300 de lei, 600 de lei, și cât era acolo. El cumva m-a observat și o zis, fetița asta e răsărită, că e de s-o punem noi regii, șef pe regii. Și eu deodată am crescut la salariu de 8.000 de lei, nu știu, 6.000 de lei și era pe atunci niște bani nebuni. Dar asta a fost o muncă strașnic de complicată, noi 3 luni de zile am muncit zi și noapte. Dar nouă așa de tare ne plăcea că noi nu înțelegeam că noi lucram prea mult, că la un moment dat îți aveau probleme de sănătate. Insomnie, fetele n-aveau ciclu, pot să spun asta, oboseală cronică. Deci noi după 3 luni de zile eram leșinați, pur și simplu, de asta a fost așa de fain, să cred că a fost unicul proiect din viața mea care a fost așa de fain, cu atâta lume bună. Deci s-au adunat la prima fabrică de staruri atunci cele mai fain, cei mai fain oameni din oraș, cei mai profesioniști de la Nicu Țărnă, Nata Albot, Pavel Brăil, artistul, multă lume, acum nasul mi-am amintesc. Și era un vibe așa de sănătos și noi toți lucram așa pe drive și pe... era fantastic, fantastic. Și după asta gata, m-am îmbolnăvit pe viață, nu poți, după așa proiect nu poți să vezi cum se întâmplă lucrurile acolo în casă și tu din asta faci niște torii. Deci asta e minunat ce să-ți povestesc, asta era pur și simplu ceva gen wow. Și lumea mă întreba, tu chiar lucrezi la fabrica de staruri? Era ceva nemaipomenit, așa experiență nu s-a mai repetat niciodată. Și după asta am făcut 2 copii minunați. Și sta 4 ani în casă, 2 copii minunați, sănătoși, tot bine și frumos. Dar după 4 ani de zile îți dai seama că nu ești nimeni, nu te știe nimeni. Și tu chiar dacă ai o leacă de experiență, știi că stii de scurci. Așa am impresia că au toate mamele care stau acasă. Așa am impresia că tu nu poți nimic și este un soi de nesiguranță de asta. Cum, de unde să apuc, de unde să încep, să întreb de oameni, să mă angajeze, ce să fac. Dar eu vreau să spun mamele care o să ne privească că asta e tare repede treci. Trebuie pur și simplu să îndrăznești, să te duci, să bați la ușă tare repede să rezolvi lucrurile astea. Și după care am ajuns la prima oră. Dar prima oră e un proiect mare. Angajați 20 plus partea tehnică. E o mahină, e o emisiune importantă și mare. Și eram sigură că eu am să mă descurc, dar eu nu știam ce mă bag. Pe lângă volumul de lucru pe care îl ai, pentru că acolo nu se termină niciodată. Acolo de la 8 până la 8 și noaptea tu vii acasă și noaptea te scrie lumea. Sunt profesii în care tu vii acasă și te odihnești și sunt profesii în care tu permanent trebuie să te gândești la ce se întâmplă, nu-i problemă, te sună, am problemă, trebuie de rezolvat și asta e... Stresul a fost enorm. Ca să înțelegi, înaintea mea, pe această funcție au fost 2 sau 3 producători care au fugit în 3 luni de zile când au rezistat. Și eu m-am încăpățânat și am zis că eu am să rezist. Și am rezistat 2 ani jumate. Și am plecat de acolo pentru că, gata, eu m-am plictisit. Eu am înțeles că vreau să fac niște proiecte pe care televiziunea niciodată nu o să le fac. Și că televiziunea se învechește, că este online-ul care e un concurent foarte puternic și că sunt produse mult mai interesante online deja decât ceea ce este la televizor. Și eu nu vreau să mă bâhlesc acolo împreună cu toți. Și am făcut check-in show, 1.000 de euro. Dar există proiecte mari în care ți-ți trebuie 20-30 de mii de euro ca să faci măcar 10 emisiuni. Dar noi ne-am pornit, nu mai ai ocazia să... Și ne-am dus la Istanbul în 5. După asta am zis că poate filmat în 3. Pentru că nimeni nu te învață să faci un travel show. Și noi parcă avem experiență din televiziune, dar... E o leacă altfel de emisiune. Trebuie să știi cum să filmezi din mers, nu ți-e tehnică grea, scumpă. Și pe atunci abia răsăreau niște travel show-uri, vloguri. Noi din televiziune încercam să le facem mai sofisticate, de fapt, online, presupune. E scurt, tot am învățat din mers. Și am făcut cumva, nu știu cum, un sezon din banii noștri.
cu datorii, cu împrumutat, toată echipa a pus bani și ne avea 1.000 de lei, și 5.000 de lei, și 10.000 de lei. Scurt, noi toți am lucrat pentru un vis, pentru că noi ne uitam la Rol și Reșca, la vloggeri care fac travel și noi era așa de obișnuitor că noi nu puteam să facem fix așa și nici o televiziune nu dă bani pentru așa ceva, chiar dacă au bugete. Și eu până acum consider și sunt foarte mândră de acest proiect, așa cum el este, cu multe, multe neajunsuri. Eu consider că asta este o palmă televiziunilor care au bugete și se complacă niște proiecte învechite, gen Poli Ciudes, care nu se mai face în Statele Unite de 40 de ani și noi ne mândrim cu proiecte de astea super învechite. Și nu știu cum s-a întâmplat, Neoză Cosmos, probabil. Că prima dată în Moldova a apărut un grant pentru divertisment. De când în Moldova se dau granturi pentru divertisment? Politic, social și vrei. Divertisment în Moldova, granturi, niciodată în viață nu a fost așa ceva. Ei erau pur și simplu șocați de noi, gen, da, cât sunteți în echipă? Trei. Cum trei? Da, e ca eu și producător, și scenarist, și organizator, și regizor, prezentatorul care ajută și omul de la montaj. Și se uitau în loc, gen, what? Da, câți bani ați cheltuit? 300 de euro. Cât? Dar câte zile ați filmat? 2-3. Cât? Dar la ei, ca să înțelegi, 2-3 zile se duce doar producătorul înainte ca să organizeze totul, înțelegi? Ei stau 4 zile și se odihnesc o zi. Dar noi 3 zile, zi și noapte, noi filmam non-stop. Non-stop. Pentru că asta e pasiune și când ești pasionat, nu mai stai să te gândești la detalii de genul ăsta. Și da, am avut mare noroc de Arex și am putut să facem un sezon întreg, nu din datorii și nu din banii noștri, și compania care ne-a dat bilete avea a avut încredere în noi și ne-a dat destinații mult mai exotice. Deci noi am fost în Thailand, am fost pe insula Bali, în Panama City, Panama în general, una din destinațiile mele preferate, Columbia, Bogota, Cartagena, acolo unde moldovenii nu ajung așa ușor și așa de repede. Și a venit pandemia, din păcate ne-am oprit și tare, tare, tare sper că în curând, deja un pic, e mai liber acum și pot să treci granița mai ușor, tare sper că o să continuăm, dar de data asta eu vreau să încerc să fiu prezentator. Dar de ce să nu încerci? Da, și ce dacă nu am 18 ani și nu arăt de parcă am ieșit acum de la Coco Privia sau dintr-un... Deci, da, să încerc. Asta și-i tendința. Acum prezentatoarele nu sunt astea păpușele. Prezentatoarele acum sunt personalități. Oameni interesanți care au ce povesti, care sunt neapărat să ai dicție perfectă, dinții super albi și talia 60 cm. Acum un pic lucrurile schimbă. Așa că, urați-mi succes! Este o întrebare și de grea. Tânărul care încearcă să înțeleagă ce vrea el pentru viitor, îi pare o decizie grea și este o decizie grea, dar trebuie să înțeleagă că asta nu e o profesie pe toată viața și să aleagă ceva ce este interesant. Pentru că peste 2-3 ani poate să facă altceva și să înveți altceva. Să o ia ușor, să o ia pe ceva ce îi place mult. Oia, spun așa o chestie clișee, că așa și iese, numai dacă ești tare, tare pasionat de ceva o să-ți reușească și ai să reziști. Dacă te duci la nu știu care facultate, numai de tăcă profesia asta e bine plătită, tu pur și simplu n-ai să o faci. Și ai să te duci, ai să lucrezi în alt domeniu. Psihotare, pur și simplu, își permit să-și ia un an academic, să lucreze în McDonald's, într-o cafenea și să gândească la viață și ce vreau să o călătorească. Sau Moldova e prea săracă și nu toți părinții își permit să-și țină copilul un an sau să-l... Și anuștri, știi cum, tot s-o orgolioși, n-ar lucra undeva chelneri să întrețină un an de zile. Îmi pare că trebuie să ai și un pic din noroc, să nimerești acolo unde ți-e dragă și să rămâi. Cum să pleci de la jobul care ți nu-ți place? La prima oră eu am ajuns într-un hal de stres și oboseală, când cădeau unghiile părul și aveam insomnii. Și am zis, nu trebuie să faci nimic. Organismul, la un moment dat, renunță să mai... El e mai hâtru, mai deștept ca tine. Și tu nu trebuie să fii curajos să faci un pas în gol. Tu, pur și simplu, cedezi odată și pleci. Dacă n-ai puterea să faci pasul ăsta și să iei decizia asta, organismul singur o să te lase să nu mai poți, să nu mai vrei. Gata, s-a terminat. Dar profesii sunt un milion. Acum, eu, de exemplu, vreau să fac în paralel, să învăț să fac design sau decor. Și neapărat să fie o profesie, da? Coc pâine, faci un masterclass de pâine, atelier de pâine, mai faci aici un ban, mai faci acolo. Acum sunt atâtea posibilități și poți atâtea lucruri să faci, învață chitară, dar chiar și IT-ul.
faci ceva ce îți faci, dar nu-ți aduce bani. Dar încearcă, sunt acum europenii la 60 de ani, învață profesie noi. Cursuri, bagă-te pe orice și învață o chestie nouă și îndrăznește să o faci în paralel și apoi trecut, hop, în altceva și atât. Eu, de regulă, când trebuie să decid ceva, mă gândesc, dar ce o să cred eu despre asta când o să am 50, 60, 70 de ani? Gen, eu să-mi pară rău și eu zic, și de proastă când am făcut sau când am realizat sau când... Da, trebuie acum să îndrăznești. Și check-in show, apropo, e un act de curaj. Pentru că noi am plecat din televiziune, nici unul cu salariu. Și eu nu regret nici o secundă că am făcut asta. Cu toate greutățile, noi am văzut așa niște locuri faine. Adică curajul ăsta merită să îndrăznești. Cu toate riscurile, neplăcerile, neajunsurile, durerile de cap și toate astea. S-a întâmplat, eu foarte mult vreau să trăiesc o perioadă în Italia. Mie și de tare îmi place țara asta și limba asta și oamenii de acolo și orașele lor și tot. Îți spun, eu investare prostească, că eu m-aș duce să fac și curățenie și să fiu chelneriță. Whatever, nu contează. Eu sunt atât de deprimată de faptul că ies în Chișinău. Nu vreau eu trolebuză ruginită în fața ochilor mei și clădiri urâte și oameni supărați. Eu mai bine sunt chelneriță acolo. Sună tare prostești, o să râdă de mine oamenii care sunt probabil acolo și știu care sunt greutățile și că partea asta care o văd eu e tare superficială. Dar macro, oricând, peste un an, doi, trei, la pensie, jumătate de an, un an, eu am stres în Italia. Și îmi convins să trăiesc pe insulă macro 3 luni. Maldivele tot e insulă plictisitoare. Maldivele banal. Eu aș trăi, de exemplu, pe insulă gen San Blas din Panama. Pe insulă de asta undeva unde nu sunt foarte mulți turiști. Și nu destinațiile astea care toată lumea le știe, Bali, dar experiența noastră din check-in show artachile sunt cele mai plictisitoare. Și cele mai faine destinații despre care lumea nu știe. Oamenii la noi sunt foarte diferiți. Ospitalitate, tradiții, mistreață. Pentru că e foarte clișeic și asta. Nu, eu aș îndrăzni să spun că noi oamenii sunt nefericiți, triști, pentru că asta vezi în stradă. Dar iarăși, eu sunt împotriva generalizărilor, că la mine nu fi ciutăți oameni foarte veseli, hi-hi-ha-ha toată ziua. De asta e că cum poți să spui? Noi suntem foarte diferiți. Dar per general, așa când mergi pe stradă, da, e ca jeți, femei foarte chitite, nefericite. Te duci în Europa, toți femeile nu au zoremel în viața lor, dar ele așa am o demnitate, e ca eu. Tu încearcă pe mine să mă cucerești. La noi sunt femeile este îngrijite, haină bună, machiaj, ieni, sprâncene și e ca în ochii ei strigă tristețea, mă, că cineva să mă iei, înțelegi? Dar tu poți să n-ai energie și n-ai chef la 11 ani. Poți să n-ai chef și energie la 18 ani, poți să n-ai chef și energie la 20, la 60, nu e chestie spre vârstă. Dar da, noi avem chestia asta, că acum când am fost în vacanță în Italia, cu tot războiul ăsta și așa, noi am la vacanță, dar era un fel de poate mai rămânem, dar poate cu totul stăm, nu era clar. Și un prieten și un coleg și un bun prieten din oficiu, care are, apropo, 43 și îmi zice, dar cum să încep viața de la 0 la 40? Minim o flară sau adică. Oamenii încep de la 0, la 60, la 70, la 80. Și cu mentalitatea asta din neosovietic. Dar și contează vârsta? Și contează că tu ai 40 de ani? Activitatea de influencer presupune să răspunzi la greobane sute de mesaje pe zi. Asta e tare greu, asta e cel mai dificil. Nu e greu să faci niște stories-uri pentru că asta e frumusețea Instagram-ul, cum trebuie să te complici cu lumini, cu tralivale, să zici lucruri deștepte, tu pur și simplu apari și omul care a plăcut de tine, te urmărești. Dar fluxul de mesaje care vin la mine pe cont e oribil de... Eu nu știu ce fac influenceri care au 10, 20, 100 de mii. Eu am angajați care îi ajut, pentru că e imposibil să răspunzi la toate mesajele. De asta cui îți pare că dacă acolo niște Instagram, asta este muncă, asta e foarte mult timp și e foarte plus că eu nu pur și simplu trimit o inimioar de regulă interacționez pe bune pentru că mie îmi place asta să fac. Eu sunt om de chat, nu om de telefon și mie îmi place să comunic cu oameni în chat. Eu am început, cred că vreo 2 luni urmă, să primesc comenzi de publicitate, dar eu sunt așa de selectivă. Eu refuz, cred că 80% din ce-mi vin. Producători micuți de carton, hârtie, nu știu ce, mie nu mi-e interesant să promovez. Mânrele, croșățele... Dar am avut câteva publicități și mi-era așa de rușine să dau, gen, cum să faci bani pe așa ceva?
Și am întortocheat că așa o istorie am făcut. 3 zile am povestit înainte de asta și tocmai 4-a zi, pe de departe, am povestit despre publicitatea aceea, nu știu cum. Dar era și utilă, adică așa, pur și simplu, chestia, iurea nu dau. Din ăștia care vorbesc limba rusă, vloggerul și instagramerul meu preferat e Ptușkin, care face travel și din Orel și Reșca și e minunat, e genial. Și Alexandra Mitroșina, cred că, care apare așa mai des la mine, care e tânără și deja au reușit să fac milioane pe social media cu cursurile ei, dar nu sunt despre găsirea femeii din tine. Acolo e chestie concretă. Îmi place foarte mult. Conchita Wurst, te-ai auzit de Conchita Wurst? Este un drag queen, adică un bărbat care se îmbracă în femeie pentru amuzament și pentru spectacol și la anumite evenimente. Și un tip atât de simpatic, atât de pacifist, atât de calm, atât de cu umor. Cred că este contul meu numărul 1 care apare probabil pe Instagram din ăștia vorbitori de limba din străinătate și vorbitori de engleză. Ador, pur și simplu, e un ceva tare, tare deosebit. E că îți spun un cont moldovenesc care îmi place. Victoria Wonka. E un tip pe care eu nu o cunosc, dar care e extrem de sexy și are niște poze incendiare. Deci, băți, cu două capi, Instagram poți fi și foarte toxic și tot social media poți fi foarte toxic. Depinde tu și cauți acolo. Da, trebuie să sapi, să afli lucruri noi, să găsești oameni interesanți. Nu te oprit la Milan Crețu și Tony Binder, nu. Sap, caută, uite. Și acolo e lumea uimitoare pe Instagram, dacă știi unde să cauți și cum să cauți și ai niște curiozități și nu te uiți numai și suit, la și suit cu metra, dar știi și îți place ție și urmărești și cauți și găsești acta. Zic. Nu toți suntem oameni, toți avem niște chestii care... Uite, zicul meu este când văd fetele cu buzele injectate. Mie îmi pare pur și simplu urât. Mie îmi pare că fetele astea arată mutilate. Eu tot am buze foarte mici, deci eu n-am buze de sus deloc. Și eu nu înțeleg de ce eu trebuie să mă schimb. Asta e despre neacceptarea noastră, despre durerea din noi, despre traumele noastre din copilărie. Fetele nu înțeleg că asta nu o să-i aducă nici fericire, nici nu o să-i îmbunătățească viața, nici... Și este o modă foarte prostească. E că, uite, pe fonul la așa tragedie, noi trebuie să înțelegem ce e important și ce nu e, de fapt, important. Și, în general, după toate evenimentele astea, mie mi-e foarte greu să ies pe Instagram ceva să povestesc, pentru că mie îmi pare că tot așa e de prostesc și fără sens. Și nu mai pot să ies, pur și simplu, să zic, oh, și frumos azi afară, eu și copășii, dar eu azi ne-am făcut genile, să spun, sau ne-am făcut nu știu ce. Pentru că asta pare așa un trash. Pentru că nu asta e important. Și în același timp, oamenii super obosiți deja de tot ce se întâmplă și caută ceva tare ușurel. Săpceac are un interviu tare bun care cu Schulman, ea e analist politic și ea zice că orice război are termen de valabilitate sau ceva de genul ăsta. De regulă se 30 de zile. Undeva după 30 de zile scade panica, oamenii se relaxează. Nu se relaxează, dar cumva se liniștesc și acceptă faptul că există război. Și viața începe să curgă cumva în ritm normal, da, fără... Și așa și se întâmplă. Oamenii au început să obosească, oamenii au revenit la proiecte, moldovenii care s-au panicat și au plecat peste hotare, foarte mulți au revenit, se reanuiesc contracte, oamenii au început să-și continue viața și lucru și să meargă înainte. Filosofic n-am să răspund ce frici am. Am impresia că eu n-am, senzația mea că eu n-am, că eu nu mă tem de nimic, că eu aș îndrăzni de toate. Am frică mai degrabă să ajung la pensie, și să regret că n-am îndrăznit ceva, mai degrabă așa, decât frică să îndrăznesc sau să fac ceva. Și uite, când am ajuns în Egipt și am încercat să fac diving, eu am avut așa o senzație de claustrofobie și de care am înțeles de la instructor că este caracteristică cam la 80% dintre femei, nu știu de ce. Eu m-am concentrat așa de mult la faptul că trebuie să respir pe gură și că eu să nu mor, că eu n-am văzut nici un coral, nici un pește și am și de clășesc, never ever eu mă bag în apă să fac diving vreodată. Deci asta a fost cel mai stresant lucru pentru mine. Nu mă tem să rămân fără job, nu mă tem să rămân fără bani. Chestiile astea sunt foarte utile. Când tu rămâi fără job și fără bani, creierul tău începe așa de minunat să lucreze, să găsească niște ieșiri. Și e valabil pentru toate situațiile de criză. Că tu găsești soluții și te învârtești și asta e foarte bine, inclusiv în educația copiilor, pentru că
tu când le oferi toate condițiile, tu nu înveți copilul să fie flexibil și să înțeleagă cum să amăgească sistemul, să învârtească, să găsească soluții, tu îi oferi tot. Și el crește în fel de amiobă de asta, care, dacă și așa, îți vină. Asta e strașnic. Tu atunci ai huiduiești. Tu o să treacă câțiva ani și să înțelegi că asta a fost super fain pentru tine, pentru că tu ai crescut, tu ai învățat ceva nou. De-aia că dacă aveți rămâi la jobul și ăla, tu aveți să te necăjești și să nu poți dormi și să te urăști încă mulți, mulți ani. Eu nu m-am ciocnit niciodată cu discriminarea în bază de gen. Dar în jurul meu, da, situații din astea au fost foarte multe. Salarii mei mici, pe șești poziții director de știri la un post de televiziune, colega mea primea cu vreo 4.000 de lei mai puțin decât șeful dinainte ei, de exemplu. Dar nu este chestia asta că, ei, dar pe se duce acasă și are soț, lăs că soțul primește. Ia-ți discurci, dar ea ca bărbatul trebuie să dea mai multe valoare de hrănit o familie. Și nu contează cine ești, cum te discurci și ce facultate ai și cum îi dai foială la lucru și ce succes ai. Sistemul e făcut așa că e foarte greu un om să te cu capul în sistemul ăsta și să schimbi. Dacă toate fetele s-ar uni și ar încerca să schimbi ceva, da. Dar așa când tu ești o singură femeie într-o singură situație și nu ai nicio susținere și tu încerci să lupți cu tot sistemul, e destul de dificil. Mai ales că majoritatea șefilor la noi sunt cine? Bărbații. Și ei acolo hotărăsc niște chestii. Nu, cumva am impresia că ni s-o transmis prin ADN și noi cumva suntem așa educați că las că eu îmi să fac, las că eu mai bine ca mine nu o să fac nimeni. Și chiar dacă, uite, tu ai un partener, el lucrează, tu lucrezi, tot mă tu vii acasă și speli vasele și faci curat și faci mâncare. Dar noi oricum avem o leacă altă libertate decât mie, mi se pare așa, decât multe dintre mamele noastre. Pentru că noi suntem independenți financiar și asta e foarte important. Și asta cred că e lucrul cel mai important care m-a învățat mama, care toată viața, părinții mei sunt muncitori, toată viața a fost grav și muncă grea. Și ea spune, Dina, tu principalul să ai o profesie curățică, curată, să nu stai ca mine în praf, dar să stai la o masă, undeva acolo, în liniște, fără zgomot. Și este lucru foarte important că ea, care e din familie simplă și muncitoră, înțeles că e facultatea pentru o femeie foarte importantă și independența financiară foarte importantă, tu să ai un job și să nu depinzi de nimeni, inclusiv de soțul tău. Și acum generația asta, femeile acum au o mai mare independență față de bărbați. Eu cred că o să mai dureze până lucrurile o să mai egaleze, dar lucrurile mi se pare că se schimbă spre bine. Când tu ai acoperiș deasupra capului, când tu ai mâncare suficientă și așa cresc alte nevoi, tu ești foarte ok, dar tu nu ești împlinit sufletește, tu cauți acolo să suplinești piramida asta, ca să ajungi acolo să fie bine. Când tu ești plin de grijă, n-ai bani, n-ai cu ce crești copii, n-ai de lucru, nu știu, probleme foarte grave, ți-i o leacă nu-ți arde. Și ești, depinde de nivelul de trai a societății și a omului, probabil. Dar asta e bine, asta înseamnă că noi suntem la un nivel mai bun de trai și înțelegem că sunt lucruri mai importante decât numai mâncare, lucru, dar și împlinirea sufletească și fericirea ta tot e la fel de important. Și că câte neajunsuri eu am și neajunsuri, eu ți le tur repede și în calități. Asta e întrebare foarte dificilă. Mie îmi place cel mai tare la mine, că eu sunt foarte curioasă de multe lucruri. Azi șoferii, mâine la chitară, poi mâine la yoga, mai poi mâine o carte nouă. Mie tare îmi place la mine curiozitatea asta de copil, dacă vrei. Mie îmi place că eu am pistrui. Mie îmi place că eu am curajul să mă fac cheală pentru un prieten care e bolnav de cancer. Mie îmi place că eu mi-am găsit jobul care mie îmi place. nu mă consider deșteaptă, foarte deșteaptă. Sunt oameni foarte inteligenți care au depozitat foarte multe lucruri faine. Eu încă mai am de crescut până acolo. Nu mă consider foarte deșteaptă și nici ieși din comun de frumos. Da, sunt drăguță. Okay. Eu pot să plâng la un film prostesc cu câini. Dar de la probleme foarte mari să plâng, mi se pare că e destul de rar. Adică nu ar fi rău de boșit mai des. Că asta ajută. Da, la mine tot e traumă. La mine mama foarte des plângea la... Era emisiunea asta când oamenii se găseau unii pe alții. Și de mine? Și de mine. Și e când îi trăgeam boșit la și de mine și pe mine și tare mă nerva, pentru că eu eram deja la facultate și eu înțelegeam cum acest produs mediatic, jurnalistic, este făcut.
plângi la o emisiune care e făcută special ca tu să plângi. Adică te-ai ninat pe crucioc și tu e ca... E clitul tăci acolo. Nici o căsnicie teoretic nu e perfectă, dar după mulți ani de căsnicie, ea se schimbă foarte mult. El se maturizează și se schimbă odată cu tine și cu apariția copiilor tot se schimbă și cei care consideră că căsnicie după 10, 15, 20 de ani că la început, e foarte naiv. Sau poate există așa căsnicie, dar eu nu am văzut. Sunt diferite probleme care trebuie rezolvate, să... relația se maturizează, soluțiile trebuie să fie mai mature. Cam așa. O, eu sunt foarte recunoscătoare lui Andrei că m-a făcut să fac un pic diferența între vinuri bune și vinuri proaste. Și el pe mine și de tare mă enerva în primul an de pasiunea lui cu hai gustă ginul, hai dar te-mi pașe, vreau să beau un pahar de vin și nu mă nebunești cu arome. Dar și aromă sunt? Dar nu sunt nici aromă, e gin alb, dă-mi pașe. Și nu știu cum s-a întâmplat, că chinul este durat un an, dar eu peste un an, fără să mă îndel să mă chinui, am luat un pahar de vin, l-am mirosit și a zis, oh, aici miroasă dulceață de gutuie și el, o afighetus din asta, e miros terțiar, el ia trilea și depistează foarte greu și tu l-ai simțit. Și eu și de mândră de mine am fost, cum și pot să-mi plac treaba asta. Și nu sunt mare specialist, pentru asta totuși trebuie să ai nas, nu doar cunoștință. Eu aud foarte des multe lucruri de la el și știu, dar eu nu le simt, pentru că eu n-am nasul lui. Dar cum se deosebesc un sauvignon de un chardonnay, știu. Și mie mi se pare că asta e o chestie care tot trebuie învățată la facultate, nu la școală, la facultate, pentru că noi suntem o țară vitivinicolă și noi tot ce puteam să spunem despre vin, că e gin balam și sângele Domnului. Și asta e o chestie de cultură generală, alimentară, foarte important să poți face diferența între vinuri. Mai ales că noi trăim în Moldova și aici vinuri sunt multe. Noi suntem și buni și răi în situații diferite. Eu am făcut porcării la prietenii mei, de exemplu. Bine, nu mari, dar și am impresia că toată lumea are in și yang și când ești în situație în care trebuie să te aperi și ești din toate părțile atacat, cumva emoțional și stresat, tu fără să vrei te faci rău. Și normal la magazin, dacă o tante să mă apuși de fund în limba rusă și o să-mi spună ceva urât, normal că eu tot așa să răspund tare urât, pentru că eu să mă apăr, de exemplu. Depinde de situație, eu cred că noi suntem și răi și buni în aceeași măsură. Nu, eu sunt fericită, da. Am un job minunat, am doi copii minunați și un bărbat care aduce gen bun acasă. Și să nu fie fericită, că dacă nu și fie războiul ăsta tâmpit, în general. Și dacă trolebusele nu s-ar schimba, să nu văd măcar unul ruginit. Deci da, nu, eu sunt destul de împlinită. Care este sensul vieții, nici hakamada nu se dă un răspuns foarte plin și complex. În cazul meu, cred că să călătoresc e tare important. Oameni noi, străzi noi, clădiri interesante, să aflu ceva despre un monument, să intru într-un muzeu, să beau o băutură nouă, să încerc o mâncare nouă. Că altfel, probabil și asta e o traumă din copilărie sau ceva, altfel am impresia că trece viața degeaba și eu nu reușesc să văd și să înțeleg și să simt, să palpez așa de multe lucruri care sunt foarte, foarte multe în lumea asta. Yes. Pentru mine asta e despre viață. Sunt oameni, eu am un prieten care pentru dânsul e stres să ies până la magazin. El, când aude că eu călătoresc așa, el nu înțelege. El e temperament este foarte, foarte flegmatic, el e foarte liniștit. El montează la computer și el e fericit, când lumea lui și gata. Dar eu mă naduș, eu nu pot. Eu trebuie să ies și vă văd aeroporturi, oameni, unul în sandale, un indian, un american, tot super. Și eu impresia că eu trăiesc. Să te duci, să vezi, să te primi, să nu știi cum să plătești, nu merge cardul hotelului, levii trebuie să-l schimbi. Că eu, e că atunci eu sunt 100% cât eu trăiesc, nu trece viața aia lângă mine, pentru că nu e toată bătăvuha asta care te mănâncă, știi? Și, iată.